Iorgu Emine, sunt director la grădiniță numărul 12 din Orhei. La noi în grădiniță sunt 38 de copii cu cerințe educaționale speciale. Pe parcursul a 28 de ani, în grădiniță au fost mulți copii cu cerințe educaționale speciale. Prin intermediul Agenției de Dezvoltare din Cehia, grădinița noastră, cu ajutorul Asociației Obștești Femeia și Copilul Protecție și Sprijin, Friuleni, și prin intermediul lor, am creat condiții pentru acești copii. Prin intermediul la toți cei mai sus numerotați, s-au creat niște condiții extraordinar de bune pentru toți copiii din grădiniță și inclusiv pentru cei copii cu cerințe educaționale speciale. Copiii frecventează cu mare plăcere, sunt primiți și încadrați în toate grupele din grădiniță, adică 19 grupe, se simt foarte bine la noi, primesc servicii de kinetoterapie, logopedie, tuturor care au participat la implementarea acestui proiect, celor care au dat bani. O mulțumire, desigur, și primăriei, fiindcă a acceptat să finanțeze aceste unități. O bucurie foarte mare pentru copii și pentru familiile copiilor cu cerințe educaționale speciale. A fost atunci când a fost procurat busul, deoarece copiii sunt aduși la grădiniță, copiii putem să-i ducem în excursii. Deci s-a făcut o sărbătoare pentru grădinița noastră. Activitatea unui psiholog în grădiniță este foarte importantă, deoarece doar lucrând într-o echipă cu educatorii, cu ceilalți specialiști, logoped, kinetoterapeut, doar așa putem să obținem rezultate benefice, rezultatele dorite. Am pe listă mai mulți copii cu diferite deficiențe, copii cu tulburări de comportament, copii cu posibilități reduse de învățare, copii cu reținere în dezvoltare psihică, copii cu sindromul Down, copii care părinții cărora sunt plecați peste hotare și trec greu peste aceste bariere. Eu socot că este foarte benefică interacțiunea noastră în cadrul acestui proiect, deoarece noi astfel creăm posibilități copiilor care au o șansă mai minimă de a învăța. Ne implicăm socializarea copiilor, în a comunica mai ușor, în a se dezvolta. De asemenea, interacționăm și cu părinții, cărora le dăm sfaturi utile, îi susținem, ei nu se simt singuri și astfel trecem mai ușor peste problemele care se confruntă și ei și noi. Pe baza proiectului lucrez cu 22 de copii în prezent care au defecte în vorbire. Copiii au defecte de pronunție, avem copii cu bâlbâială, copii cu dislalie, copii cu alalie motoră. Lucrul fac eu aici copiii individual, în subgrupe, apoi lucrul este continuat de către pedagogi, educatori în grupă și de părinți acasă. Copiii, după ce fac tratamentul logopedic, depinde de diagnoză, sunt prelungesc lucrul în activitatea în grupă, iar în activitatea mea, eu alți copii. Cât copiii în grădiniță, sunt mai mulți care au necesitate de ajutor logopedic. În grădiniță sunt copii cu diferite diagnoze care au nevoie de lucru, adică de kinetoterapeut. Cadrul meu sunt, adică în grădiniță sunt copii care kinetoterapie, sunt 10 copii care mă ocup sistematic. Copiii vin cu un director de la medic, sunt copii cu diferite probleme, la fiecare copil, fiecare exercițiu e diferit, fiindcă și diagnoza e diferită.
un principiu de când mă ocup cu dâns și la unii se observă și succes bine, chiar aș spune, la alții, depinde de diagnoz, cum am spus, la alții efectul, adică exercițiile care le fac, trebuie ca ani întregi. Am o fetiță cu Down care frecventează această grădiniță. Ne bucurăm de serviciile acestui centru, ne bucurăm de serviciile unui kinetoterapeut, psihologului și logopedului. Vreau să vă spun că avem mari succese și ne bucurăm pe parcurs. Vreau să spun că fetița frecventează grădinița cu plăcere și le aducem mulțumiri donatorilor care nu sunt indiferenți față de problemele noastre și care ne ajută să beneficiem de aceste servicii aici, aproape de casă. Am mai fost la alte centre bune, dar care, din păcate, sunt foarte departe și nu ne permite să mergem permanent acolo. Dar aici aducem copilul la grădiniță și, cu toate că fetița mea încă nu vorbește, nu am nevoie să mi se spună că îi place. E destul să văd că nu vrea să meargă acasă. Sunt mama lui Denis, frecventează copilul meu grădinița numărul 12. Sunt foarte bucuroasă că copilul meu se atrage de zi pe zi. Am căutat această grădiniță, fiind acordat logopedul. Sunt multe mari schimbări. Vorbea foarte rău, acum sunt succese mari. Sunt foarte bucuroasă de donorii care au donat la proiectul. Suntem foarte mulțumiți și dorim sănătate și mulțumim pentru acest proiect. În privința ochiul ăsta vedere e cam slăbuț, dar în orice caz este rezultat foarte bun, învață, se stăruie. Sunt foarte bucuroasă de această grădiniță. În primul rând, vreau să aduc sincer mulțumiri Agenției Dezvoltare a Cehiei pentru implementarea proiectului a acestei grădiniți și anume aspectul dezvoltării anume serviciilor către copii. Dezvoltăm și alte grupe acolo în cadrul acestei grădiniți să se bucure și copii ordinari, adică copiii ordinari se bucură de acest proiect, să bucur de acele servicii. O să depunem toate eforturile și vă asigur că copiii vor fi cât mai fericiți. De cea mai mare bucurie cred că au avut-o părinții acestor copii cu cerințe educaționale speciale, deoarece odată cu deschiderea acestei grădinițe, părinții lor s-au putut angaja la serviciu, deoarece copiii sunt aduși dimineața și luați seara. Și dacă avem un an de zile de când lucrăm și avem 6 copii cu cerințe educaționale speciale plecați în școală de rând, cred că acesta este cel mai mare merit și cel mai mare succes al